Suntem din nou în direct, invitat domnul dr. Cristian Răchitan, prietenul nostru de la New York, într-o zonă frumoasă a New Yorkului. Să fii medic la New York nu e puțin lucru. Domnul doctor are și o clientelă clădită în timp și știe ce înseamnă să lucrezi și sau să-i tratezi și pe miliardari, dar de asemenea și pe oamenii mai amărâți din toate categoriile sociale. Domnul doctor, un medic în general, acum nu mă refer la dumneavoastră sau la o altă specializare, dar un medic în New York, în America în general, dar în New York în special, cam cât câștigă, domne, că tot așa, ne pleacă medici de aici, prin eu, în vest, și care pot merge și în America. De ce tot pleacă? Ei cât câștigă acolo? Mai mult decât 400-500 de euro la noi aici, pe lună? Da, sigur că da, infinit mai mult. Dar, vezi, acolo la noi, sistemul ăsta medical este așezat de 100 de ani. Aici sistemul medical, după ce s-a prăbușit comunismul, trecerea de la o eră la alta, este foarte zdruncinătoare. Încă nu s-a stabilizat. Încă. Nu s-au refăcut de timp și echilibre. Sigur că la noi, Uleafa, un medic care a lucrat la spital, este, eu știu, în jur de, pleacă de la un 10, de la un 12.000 de dolari pe lună. Asta sunt bani brut, adică de aici plătești impozite. Da, da, impozite. Rămâne cu 7.000 sau 1.000. Da, rămâne, da, suficient. Dar sigur că, în general, după ce trece o vreme, îți deschizi și cabinet particular și medicii nu sunt neapărat cei de acolo, nu sunt neapărat cei mai cinstiți. La noi banii se adună în două forme. Îți plătește pacientul direct, cash sau check, ceea ce este mult mai puțin și mult mai rar. În general, plătesc asigurările medicale și medicul nu spune el că deci, dacă nota de plată a pacientului trebuie să fie 300 de dolari, el pune acolo 2500 și atunci sigur că face mai mult bani și n-aș vrea să vorbesc despre lucrul ăsta, că e un lucru care îmi displace foarte mult și n-aș încuraja pe nimeni să facă lucrul ăsta și la noi se restrânge și se întâmplă mult mai puțin. Sper să se regleze forma asta, pentru că medicul, nu știu, ar trebui să fie dedicat sănătății și binele omului, nici de cum a face bani, că din nou caz în lăcomia aia de bani, uneori se fac operații și acolo la noi. Mi-am zis că unul spunea că i-a tăiat o mână și i-a extirpat un picior sau o mână, dar era aia sănătoasă, nu era aia bună. Deci, sunt și acolo cazuri. Da, sigur că da, sigur că sunt. Este și lăcomia asta de a face bani, uneori se fac operații care n-ar trebui să se facă. Am auzit lucrul ăsta. Putea la noi, dacă aveam norocul ăsta noi românii, ca un anumit pacient al nostru, când a plecat la Istanbul să opereze, în loc să opereze la genunchi, dacă îl opreau la cap, poate era mai norocos și noi România, deci aveam o șansă, da. Îl știi tu pe pacientul ăsta? Îl cunosc pe pacient, da. Se numește Fugarul Turcit. Da, așa. Și care este numele de familie, Turcitul sau Fugarul? L-am uitat, nu știu, Vladimir Vladimirovici Putin, VVP, adică are inițiale astea, cred că de la Putin vine, nu? Vladimir Vladimirovici Putin. Mai știți pe altcineva cu VVP? Nu știu. Știu mai puțin despre numele astea de aici, faimoase de la voi aici. Da. Domnule doctor, noi aici ne chinuim de 25 de ani să redescoperim democrația. Sigur, democrație de asta adevărată, noi n-am avut, chiar dacă o idealizăm uneori, n-am avut nici perioada dintre belii, care atunci nici atât. România are o istorie plină de, să spunem, de lipsă de democrație. Adică numai democrație nu era nevul mediu sau în perioada Principatului Române, da. Dar au fost multe vremuri când n-aveau oamenii dreptul să voteze, când până la urmă domnitorii noștri erau puși de turci, nu? Erau puși. Că erau mai viteji sau mai mari sau cum îi numim în istorie, tot turcii puneau, tot pupau bocancul sultanului ca să îi pună acolo. Plăteau tribute, etc. Asta nu e democrație. Punea sultanul, domnitorul, nu îl punea oamenii. În fine, democrație. Dar în epoca asta modernă, cu secolul 20, acum secolul 21, noi avem pretenția că vrem sistem democratic. Votul e universal. Vrem tot să votăm, dar uite că unii nu prea putem să votăm, vă câteva milioane pe afară, că am văzut ce se întâmplă când vor să voteze, că n-au unde sau că se face coada prea mare. Tot felul de, să spunem, de doi pași înainte și unul înapoi, unor am senzația că unul înainte și doi înapoi, tot așa și cu potigniri încercăm să clădim o democrație adevărată. Noi luăm ca model permanent vestul și ne uităm, domnule, cum e în Germania, dar cum e în Franța, dar cum e în Marea Britanie, așa, dar cum e în America, cea mai mare democrație a lumii,
deși numeric cea mai mare democrație a lumii este India. Da, în fine, cea mai mare în sensul că e stat în care se votează, nu ca în China. Noi uităm între acolo. Dar uneori avem și de acolo niște informații că și acolo mai scârție. E o democrație mai consolidată decât a noastră. Dar și acolo sunt lucruri neplăcute uneori, care nu prea, care mai degrabă contrazic ideea de democrație. Dumneavoastră care trăiți de niște zeci de ani la New York, cum vedeți lucrul ăsta? Cum e America? Cât de democratică este? Dumneavoastră votați acolo, vorba aia, președintele Americii, senatorii și mai departe. Cum e acolo? Și cum e democrația în lume? Și cum plasați România în raport cu alte țări ale lumii? Am trăit mai multe zeci de ani, nu numai în Statele Unite, dar în lume. Am petrecut mult timp în Asia, în Sud America, în Europa chiar, da, și în Nordul Americii. Am să încerc să fac o paralelă. O paralelă despre două organizări sociale. Mai întâi despre comunism. Eu am trăit în comunism, după aceea am plecat și am privit spre comunism, în timp ce cei de aici îl trăiau în continuare. Pasionat fiind de istorie, caut să vorbesc cu cât mai multă lume, să-mi spună adevărurile adevărate, căci de fapt în cărți, foarte puține cărți se scriu adevărurile, dar multe lucruri din cărți sunt manipulații. Nu sunt cele adevărate. Este greu să găsești lucrurile adevărate în anumite cărți, chiar dacă cel care le-a scris este în întregime convins că scrie un adevăr, dar informațiile lui adunate nu sunt întotdeauna cele mai adevărate. Deci am să spun despre comunism. Privind comunismul, de fapt, eu mi-am dat seama că acest comunism n-a fost comunism niciodată, a fost o minciună. A fost doar o formă de dictatură instaurată, plecând desigur din Rusia, nu? Care nici acolo n-a fost, ci cei care l-au făcut au știut foarte bine că ăla nu este comunism, că s-a înlocuit de fapt o organizație socială cu alta, căci cei din urmă, doritori de viață frumoasă și de viață bună și de putere, i-au înlăturat pe cei dinainte și au luat-o ei și sigur că au instaurat o dictatură. Da? De fapt, comunismul n-a fost altceva în exclusivitate în toate țările în care a existat, există, au existat, există și probabil va mai exista, sper că nu, dar Dumnezeu știe, comunismul a fost decât o formă de dictatură. Clar, clar. În exclusivitate. A fost total o minciună, iar oamenii care de pe planetă, care încă sunt partide comuniste, ba în Grecia, ba nu știu mai pe unde, ei sunt oameni buni, fără îndoială, sunt oameni care doresc binele, dar sunt îngrozitori de naivi, nu-și dă seama că oamenii pe planetă astăzi nu sunt în stare de comunism. Gradul de conștiință este departe de a întruni, de a fi în stare ca omul să fie capabil, să fie suficient de cum trebuie ca să realizeze acest comunism. Deci este exclus că a fost comunism și este exclus din cât văd eu acum lucrurile cum merg, căci curând omul va fi în stare de comunism. Hai să vorbim despre democrație. Păi da, asta pune, cu asta v-a provocat. Ce da, cu democrația asta? Pune, e atât de greu de construit și atât de greu de păstrat? Aș băga democrația în aceeași oală cu comunismul. Au. Oamenii păi nu... Parcă se spunea că e comunismul e dictatură. Păi și democrația este cam tot așa ceva. Numai că este o dictatură mai mascată, mai pitită, mai ascunsă, mai cu manipulații, mai cu minciună, mai cu... Nu vezi că toți politicienii, când înainte să-i alegi absolut în toate țările, și la noi, și la voi, și peste tot, fac asta, dreg asta, vă dau, vă iau, vă aia, și când ajung acolo... Nu se întâmplă nimic din ce au promis, deci bun, da, mint. Măcar e o da? Aparență, măcar mai schimbi. Dom'le, nu poți să-l schimbi la vot, dar dictatura nu mai schimbi nimic. Da, nu este o dictatură vulgară, la modul, așa cum a fost comunismul, dar este tot o dictatură. Dictaturile sunt de mai multe feluri. Este aia cu parul, nu? Cu parul și cu pușca, cum a fost în Rusia, nu? Da. Și cu pușcăria și așa mai departe. Iar o dictatură mult mai dulce, care folosește minciuna, folosește manipulația, folosește șantajul. Se folosește în foarte multe locuri. Dacă cumva suferi pe șefii care sunt, cine știe, vine la tine cineva și te supără cu ceva sau vine și te deranjează sau vine și îți atrage atenția. Eu gândesc că omul încă
în ziua de astăzi, așa cum n-a fost gata pentru un comunism adevărat, nu este gata nici pentru o democrație. Uite aici democrația, voi aici de 25 de ani ați îndepărtat acea dictatură de comunism și ați spus democrație. Pe ce fac ăștia democrații? Fură, mint, vă înșală, vă păcălește, vă ia banii în loc să vă facă șosele, ia banii și în loc să-i folosească aici la voi, să duce și ascunde prin Cipru sau nu știu pe unde. Ce să spun, este democrația asta? Dar o nu este. Șubredă. Da, ce da. Șubredă? Este nu democrație, nu este o minciună. Votăm. Iată, vorbim despre Ponta, Băsescu, Iohannis și ceilalți aici liberi în dictatura ceaușistă sau orice dictatură, nu poți vorbi. Da, că e comunism, că e nazism, că e fascism, că e orice dictatură, nu poți vorbi, că dai că e dictatură militară. Iată că noi vorbim, spunem, arătăm că l-ai hoț, că l-ai plagiator. Și ce faci cu vorbitul și cu spusul? Că ăștia toți fură tot la fel de bine și îi aresează în timp ce îi aresează ADN-ul pe unii, dimineața alții ia șpaga. Ce faci cu toată fură, îi iau puterea ca să fure fără să fie pedepsiți. Aici măcar îi mai sperii și poate să mai o potolesc. Și care-i pedeapsa? Că îi duce acolo la odihnă și scriu cărți și se distrează și ia afară și deja și după ce ia afară au viață frumoasă, viață bună sau care îi arisează? Îi duce și ține o lună și până o să ducă acasă și își văd de viața frumoasă și călătoresc sau dacă nu călătoresc stau frumos și se relaxează. Care este pedeapsa? Asta e pedeapsa aici? Au și stresul lor, că ne duc acolo la tineta aia și stau cu ăla pe WC-ul cu tălpici, nu prea le place. Da. Că se învățați în loc și în asta. Le mai luăm și bani înapoi, la acolo unde se mai poate. Legile să fie tot mai dure privința asta și instituția să aplice. Ideea este că, gândiți-vă la următorul lucru, că unul îl urâm noi sau îl detestăm, după 4 ani cât guvernează, da? Și crezi că dar dacă el ar fi dictator, ar sta încă 40, până moare, vorba aia, până dau ușii afară. Până nu moare. Da, dar și tu crezi că democrația este o organizație socială care este păzită cu parul? Tu crezi că oamenii pot să facă democrație de frică? Că îi pedepsești ba cu pușcăria, ba cu le iei înapoi, nu le iei înapoi că îi ascund, că oamenii își dezvoltă atunci când vrei să instaurezi ceva cu forța, omul dezvoltă mecanisme ca să ocolească regula și legea și pedeapsa și tot ce vrei. Și zice, lasă că fură 30 de milioane și mă duc și fac pușcărie 2 sau 3 ani și când ies afară, rămân cu, dacă nu 30, rămân cu 25. Și bine, mersi. Dacă nu furam, atunci nu aveam niciodată 25 de milioane. Asta este numește democrație? Domnul doctor, în dictatură se fură și acolo, doar că da. Aia nu poți să o stopezi, că n-ai cum. Eu nu puteam, când eram copil și eu aveam un dobitoc de învățător la clasele 1-4, din fericire n-a fost la clasa mea, a fost la cealaltă clasă, dar pe copiii de clasele 1-4 de acolo îi bătea cu pumnul în cap și îi da palme peste ureche de le țiuiau timpalele 3 zile. Nu puteai să-l torni pe ăsta, că au încercat unii să tem de acolo, părinți de copii, să meargă la miliție, că nu se merge într-un sat, în comună, la miliție. Nu, au mers la miliție și acolo niciodată nu s-a întâmplat nimic. Ba, din potrivă, zângea ăsta în nas. Mi-ai făcut plânge la miliție. Las că ți-a de-o ție sau copilului tău, nu știu. Pentru că miliția era pe mână cu el, că era turnător la miliție. În fiecare stat au 3-4 turnători, nefiind acolo o securitate, ci doar la oraș, miliția ținea rolul ăsta și după aceea turnătorile astea mergeau mai departe. Deci nu puteau oamenii, dar unde, că inspectoratul școlar nu te lua în seamă, nu puteai în dictatură să te plângi că învățământul Ceaușescu produce învățători care îți bat copiii în cap. Acum repede îl filmezi cu telefonul, îl dai la televizor și afară din învățământ și mai faci dosar penal. Deci libertatea, că democrația presupune libertate, libertatea are și avantaje majore. Până la urmă, libertatea e o stare naturală a omului. Dictatura nu aduce libertate. Acum, iartă-mă că te întrerup. În America e libertate? Da. E democrație? Este mai mult decât aici, dar nu este o democrație care să satisfacă valorile și caracteristicile democrației adevărate. Nu, nicăieri în lume. Dar acum hai să vorbesc un pic despre învățătorul care bătea elevul pe vremea dinainte și ăsta care nu-i pasă că elevul învață sau că nu învață, care nu-l interesează că vine tata lui elevul și îi dă șpagă acolo sau elevul nu se duce la școală și, sau dacă profesorul intră, elevul îl înjură și le-a la mișto și le-a peste picior, da, deci crezi că era mai bună democrația, mă rog, era mai puțin bună dictatura aia decât democrația asta? Dacă tragi o linie, eu aș spune că sunt tot la fel.
Acolo era profesorul rău, dar elevul învăța, chiar de frică, dar învăța, era disciplinat. Dar asta nu bătea că acum, asta e bătea că era psihopat. Păi, bine, asta nu e o regulă, ăla s-a întâmplat, să știi că da, accidente sunt peste tot. Da, și accidentul ăla, dar atunci sistemul nu permitea să scap de el, să-l trimite unde-i locul lui, la Balamuc, da, sau la pușcărie, sau acasă, undeva, dar nu la școală. Sistemul ăsta permite. Era, să știi că necinstie, sunt în lucruri necinstite și sunt în toate sistemele, da, peste tot. Că acum o epidemie de doctorate plagiate ca în ziua de azi, ca în ultimii ani, nu a existat niciodată. Poftim. Nici pe vremea dictaturii, niciodată. Aveam academician, doctor inginer, pe Ceaușescu, cu 4 clase determinate. Da, bine, era o raritate și era un lucru despre care nu pot să generalizez. Dar și nici despre profesorul care era scrintit la minte, iar nu pot să generalizez. Dar dacă vorbești despre școala de pe... Era mai cinstită și elevii învățau mai mult și când termina școala știau mult mai mult decât știu acum. Acum unii, am întâlnit unul care a zis că a făcut dreptul undeva la Cluj și nu s-a dus la școală deloc decât dădea șpaga profesorilor. Deci acum, n-aș spune, eu nu critic ce se întâmplă acum vis-a-vis de ce a fost înainte, dar aș spune că este cam tot una. Dacă după ce trage o linie, atunci a fost rău pe o parte și bine pe o parte, acum este rău pe partea cealaltă și bine pe partea cealaltă. Păi da, îți dă libertate și hai să furăm la libertate, atunci îți dădea cu parul în cap, dar nu furai de frică. Deci, într-o... Dar pentru ce mai luptăm noi atunci, că toți doi luptăm pentru democrație, stat de drept, nu, atunci ce facem? Suntem o pistă greșită, ce facem? Da, suntem o pistă foarte greșită. Trebuie să luptăm pentru ridicarea nivelului de conștiință. Să înțelegem că aici... Democrația presupune și asta. Păi, nu presupune. Este condiționată de un înalt nivel de conștiință. De acord cu dumneavoastră. Din cauza asta eu spun că democrația nu există, pentru că oamenii nu s-au ridicat la nivelul de conștiință în care să satisfacă și să întrunească suficiente valori ca să îndeplinească o democrație. Păi, nu. Bun. Aia care să fie aproape spre ideal, exact, nu există. Nu neapărat ideal. Natura umană se opune, că omul e lacom, că omul e șmeche. Dar de ce trebuie să fie lacom? Omul nu știe ce e bine, de aia este lacom. Da, bun, să ne educăm să nu mai fie. Dacă de vreme este așa, da. Nici democrația nu este perfectă. Dar, nu putem compara democrația americană sau germană cu cei prin Egipt sau Maroc sau nu știu. Bine, sunt alte trăsături și alte valori și alte religii, acolo sunt altele decât dincolo, condițiile geografice sunt altele, condițiile sociale sunt altele. Este greu să compari merele cu prune. Compară merele cu mere. Cam cu smochine pe acolo. Așa. Da, cu smochine. Este greu de comparat. Cert este că, uite aici, ați dat comunismul o dictatură care a făcut lucruri îngrozitoare, nu? Și ați adus democrația, așa zisă, democrația în paranteză, care face lucruri tot la fel de îngrozitoare, ba mai îngrozitoare. Că pe vremea, că ce au făcut ăia pe vremea aia, atunci, cu dictatura aia, ăștia nu sunt stare nici să întrețină de acum. Ba din potrivă, le fură pe nimic, aș bea joc de ele. Exact. N-aș spune că nu, să nu fiu înțeles greșit că a fost bine atunci, a fost îngrozitor atunci, dar și acum este la fel de îngrozitor. Păi știți de ce, doctor? Că nu avem democrație autentică, pentru că avem o democrație aparentă, stâlcită, bolnavă, pentru că hoții ăștia, ei n-au avut interes să fie o democrație adevărată, că acolo la democrație adevărată dai socoteală pentru ce faci, ai mai multe conștiințe, nu furi cu fără măsură. Și atunci, și populația trăiește mai bine, pentru că nu fură la 70 de milioane de euro dintr-un contract, iar paguba produsă societății mai de 70 de milioane, că pentru a lua el 70 de milioane și pagă, banii care, mă rog, reveneau din banul public dat lui cu contractul firmei respective. Dar și firma trebuie să facă un foarte bun profit, că dacă intră povestea asta puturoasă, zice, boșule, te îmbogățești tu, mai să mă îmbogățesc și eu. Deci amândoi, și firma și primarul, se îmbogățeau pe seama bugetului public, adică pe seama oamenilor. De asta spun că nu cred că se întâmplă lucrurile astea în America. Nu, categoric nu, nu, pentru că acolo mai sunt oameni care efectiv se duc să facă politică ca să realizeze ceva, ca să facă ceva. Deci nivelul de conștiință este să realizeze ceva, să facă ceva pentru orașul ăla. Sau eu am fost destul de apropiat de primarul care se chema Giuliani, care a realizat niște lucruri foarte minunate, foarte bune. Sigur, unii îl critică pentru rele, da, dar a făcut și foarte... Dar s-a dus ca să facă lucruri bune. Ei, aici văd că un primar a fost arestat alaltăieri, că în timp ce din ea o aresta pe alții, el făcea lucruri necesite. Nu știu, sper să nu fie adevărat. Mi-ar place să nu fie adevărat. Da. Haideți să vă spun ceva apropo de Oprescu.
Putem vorbi despre Sfânta Treime a lui Oprescu, dar nu e nimic biblic în ea, ci faptul că procurorii au demonstrat, și scrie în referatul pe care l-au făcut de arestare preventivă, au aflat așa următorul lucru, că din contractele date pe banii primăriei București, o treime din bani mergeau. Deci, dacă alocam, cât alocăm aici? 100 de milioane de euro să asfaltăm nu știu ce. Ok, 100 de milioane. Mergeau banii ăștia, 100 de milioane, pe acte, mergeau la firma cutare, o firmă de case aleasă pe spânceană de ei, un tovară și așa, cu parandărătul, și două treimi veneau înapoi de acolo. Adică, ăla, firma rămânea cu o treime din bani și două treimi veneau înapoi și împărțeau Oprescu cu directorul de la urbanism, cu avea la acolo, cu gândaj de consilier ca să voteze în Consiliul General planul respectiv. Ei, gândiți-vă că din 100% din bani, 67% se fură din start, că vin la primar și la ceilalți, și la ăla care face lucrarea rămân 33%. Dar 33% ce înseamnă? Nu înseamnă că toți sunt băgați în lucrare, că rămâne și patronul cu un profit consistent. Că dacă tot intră în porcăria asta, nu face de... și riscă și el, că aici e vorba de dare, luare de mită, ăsta, tot felul de infracțiuni acolo. Și atunci el, dacă riscă, zice, cât iau 33% din bani, din banii alocați, așa... Bun, băgăm la lucrare 25% și să rămân și eu cu 7%, dar asta e puțin spus. Poate băgăm la lucrare 20% și rămân eu cu 30%. Deci ce rezultă? Că lucrării respective îi se alocă până la urmă, sau pentru care sunt folosiți 20-25%, adică la 5-a sau a 4-a parte din banii cheltuiți la bugetul public și restul se duc la hoțomani și împrejur. Deci se vorbește, e o vorbă la nemți, domnule, 5% e al politicienilor. Adică, dăm o lucrare publică, facem o autostradă, mai facem și un pod. Se alocă 1 miliard de euro, da? Pentru 1 miliard de euro, 5%... 50 de milioane. 50 de milioane, subiversivă, că sunt, nu știu, asta, consultanță, nu știu cum, la o firmă care e tovarășii mei. Că nu știu cum. Așa, 5%. Tu dintr-un miliard, 950 de milioane... intră acolo în asfalt, unde trebuie. Ciment, și sigur că tot nu e regulă, dar tot se face lucrarea cu ocazia asta. Cu 95% faci lucrarea. Ori la noi dacă vezi că rămâi cu, nu cu 96%, ci cu 20% și restul se fură, ne mirăm că la un moment dat alocăm bani masivi pentru autostrăzi care nu există. Da. Este zdruncinător și este nespus de dureros dacă lucrurile astea sunt într-adevăr așa. Sigur, la noi nu sunt așa. Dar eu cred că toate țările astea ex-comuniste, unde s-a schimbat o formulă socială cu alta, încă nu au reușit. Vezi, răul merge mult mai iute și mult mai repede decât binele. N-au reușit să se stabilească o nouă formulă socială în care oamenii să poată să trăiască sau să construiască sau să trăiască cât mai etic, să se manifeste cât mai etic. Acum, văd că din ea o îi adună pe ăștia, dar ce face? Pe cine pune în loc? Sau cine vine? Pentru că zic eu că linia a doua, linia a treia sunt la fel de îmbolnăviți de această lăcomie a banilor. Este o boală națională. Este o, zic eu, a celor de sus, cei care conduc și care țin frâurile țării. Ar trebui, zic eu, că aceste formațiunile care sunt responsabile sau care și-au luat responsabilitatea de a îndepărta oamenii ăștia, ar trebui să-și iau altă responsabilitate de a ridica nivelul etic, nivelul de conștiință al românului, ca cei care vin să nu facă același lucru, ca cei care vin să știe că ei vin acolo nu să fure, că furul le face rău, furatul, că vin acolo ca să facă, ca să într-adevăr facă ceva, să se simte util, necesar, să se simte de folos neamului, țării sau oamenilor într-o consecință. Deci este sentimentul de a te simți util, necesar sau de folos, este incredibil de puternic, de frumos, de împlinitor și de generos, că îți dă sănătate, îți dă energie și îți dă tot ce e bun în viață. Da, vreau să aveți dreptate, dar asta ține de educație, de școală. Școala au cam stricat-o. Cu vorba bună, unii nu vor să asculte că e bine să fie buni, că e bine să fie cinstiți, nu vor, și atunci ai nevoie de coerciție, ai nevoie de lege, ai nevoie de cătușe. Da.
Da. N-ai încotro. Pentru da. Cei care dacă nu vor. Dar cu zahărelul, ai cu biciu, nu? Da, pentru cei care nu vor. Dar sunt convins că sunt mulți, neamul românesc care are mulți oameni de inteligență, de valoare, care sunt, care au posibilitatea intelectuală și morală să-și dezvolte un intelect și să-și dezvolte o conștiință, nivelul de conștiință pentru a face lucruri bune pentru țară, pentru neam, pentru, mă rog, pentru omenire, fie ea România, Europa sau întreaga planetă. Mulțumesc pentru prezentul, domnule doctor. Sper să ne mai revedem aici sănătoși la Nașul TV. Cu multă plăcere. Și drumul bun spre New York când mergeți înapoi acolo. Mulțumesc. Salutați poporul frate american, da? Că noi suntem frați cu americanii de 2000 absolut. De ani, nu? De fapt, noi suntem frați cu toată lumea, pentru că mama noastră este planeta și tatăl nostru este specia umană. Deci toți cei de pe pământ suntem frați. Mulțumesc frumos, dumneavoastră, pentru atenție. Aceasta a fost cronica de noapte din această seară. Noapte bună!